Și uite că am sosit la localitatea Berzonți cu un Pascoale. Mulțumim clientului nostru, un om gospodar, pentru încrederea avută, comandând acest utilaj prin intermediul telefonului doar. Hai să vedem. Să ne dăm. Cam asta e jucărioara. Da, mă bucur. E super, e super. Vă mulțumim pentru încrederea avută încă o dată. Vă mulțumim și noi. Și echipa Nebo Utilaje. E super. Pe încredere, pe garanție. A? Cam ăsta este un Pascoale. Doi cilindri. Basculare manuală. Pornire la cheie. Frumos la Berzonți, Bacău. Ia-i. Venim dimineața la rece, da? Acum el oricum s-a încălzit un pic. Da. Ia uite că și pompa încet își dă drumul, nu mai e înghețată de la drum. Îi dați câteva... Da, din asta, o amorsesc. La rece. Amorsată ca, da, la, ca la drujbă, practic, da? Da. Cum știți ce asta? Accelerăm neapărat, da? Da? Accelerat. Acum eu sunt sigur că l-am lăsat în viteză dumneavoastră, să fiți sigur. Contactul. Doar împingem cheia, da? Împingem uitați aici, cheia, da? Atât, da. Împingem cheia. I-am dat? Da? Fumul ce puțin el îl scoate. E normal. Da, e normal. La momentul când s-a încălzit, nu mai aveți treabă cu, da, cu asta. Partea de siguranțele, da? Motorul, ale vi le explic eu imediat. Bascularea. Avem acolo cuiul ăla, iese afară și remorca pleacă pe spate, da? Un mic instructaj. Da? Se vede. Bun.
Și acum, ambreiajul ca la mașină, frâna ca la mașină și avem aici două manete. Prima, lăsați ușor de ambreiaj. Lasă. Așa le. Merge destul de încet, da? Da. Lăsați. Lasă. Maxim în spate, da, maxim în spate înseamnă mel. Lasă mel. Lasă de el că nu fuge. E la reductor, ăsta e la mic. Bun, acum, tot aici, amândouă maxim la remorcă, în spate, lăsați. Uite cât de frumos merge instructajul la fața locului. Nu este greu, este chiar foarte simplu, un utilaj foarte ușor de condus. Bun, oprim. Și acum, asta practic, dacă o duc maxim, ia lăsați acum. Da? Tot nu fuge. Că sunteți în reductor. Mutăm și asta. Și lasă să meargă. Da, oprit, știți, ambreiaj, frână amândouă deodată. Și acum să fugă și mai tare. Nu vă las chiar tare, că o ia. Și acum dați-i drumul. Lasă meargă. Asta e viteză deja. Dacă o dați și mai în față asta, lăsați un pic încolo, dă-i să meargă. Pentru amatorii noștri care spun că sunt bune doar la șes și nu-s de viteză. Asta este un utilaj cu 3 trepte de reductor, 3 viteze la mic, 3 la mare și 3 pe normal. Pentru amatorii noștri care spun că aceste utilaje merg doar încet și sunt doar pentru locuri drepte. Aceste tipuri de utilaje sunt pentru dealuri, pentru munte, locuri înguste, unde poate să meargă un 4x4, acesta chiar poate. Și ăsta este mașalerul cu următoarea treaptă de reductor, puțin mai tare. Acest tip de utilaj chiar fuge destul de bine. Este un loc destul de abrupt. Sunt niște utilaje care poate să iasă cam de oriunde. Nu vorbim de mlaștină sau așa mai departe. Ia uite-le aici. O să deschid eu poarta. Făcui un salt să deschid și poarta. Ia uite-ne aici. A. Uite-l ce frumos e. La deal. Lasă vin. Lasă că merge, merge. Nici nu patinează. Și e destul de ud. Hop. Lasă vină. Uite, cât de frumos vine. Pentru un astfel de utilaj ne puteți contacta prin intermediul unui telefon, poze, mesaj, video pe WhatsApp. Poți să alegi utilajul dorit. Chiar dacă nu te deplasezi la noi la Bihor. Ia uite.
inutilaj frumos, 4x4, pentru orice tip de situație. Ia uite pe timp de noapte, hai să vedem cum arată și pe timp de noapte. Pe timp de zi tot ați văzut această locație în videoclipurile noastre. Haideți să vedem cum arată pe timp de noapte. Ia uite ce frumos arată. Dar cât de bine se mănâncă.